Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la primul episod din Metin 2 Alaska. Da, știu, am zis să mă apuc și eu de un Metin, să văd cum măi. Eu oricum știu că e cât de cât așa la un joc, cât de cât, pentru că l-am mai jucat. Dar am zis că hai să mă apuc să-mi joc și eu încă unul din ăsta și adică să joc iarăși Metin 2 Alaska. Am mai jucat, am mai avut eu un cont aici pe level 30 ceva sau nu știu, 60, prea cu știi. Dar am zis după că vă mă las în puii mei că nu n-am de ce, n-am de ce să mă joc, n-are rost pentru că nu mă știu oricum, dar am zis că joc așa de, poate mai, poate învăț multe și o să mai învăț, adică și poate o să meargă. Și vreau să mă mai zic, să vă mai spun un lucru, că nu am mai postat așa eu. Am făcut mai mult live-uri, dar nu. Nu-mi stătea OBS-ul pentru că eu am net așa mai slab în Germania. Sau în Germania, știți, și am netul ăsta, e slab. Și dacă am vrut să pun un episod în case opening, am făcut un case opening. Și am vrut să-l pun pe YouTube. Am călcat până la 5% și efectiv mi-a căzut netul și mi-a dat limite. Deci nu pot să pun pentru că am un net de căcat. Deci nu îmi place. Diamant e diamant. Așa. Și voi încerca să nu fac, să nu fie lung episodul ăsta pentru a-l pune pe YouTube. Ce zic? Eu încerc, eu vreau să le fac mai lungi, dar nu pot. Pentru că așa vrea internetul de Germania, nu mă lasă. Deci, am ce să vă fac. Adică n-am ce să-mi fac, pur și simplu. Nu știu, aș posta mult, aș face și live. Văd că oricum, am un pic, calculatorul e prea slab, oricum am zis că îmi iau calculator nou, dar până ce am să o fac, vă dați seama, o să dureze. Deci va dura, uite, mi se blochează Meti. Hai, da, băieții. Deci da, după cum am zis, nu am să fac episodul acesta să fie lung, nici nu știu dacă îi voi pune intro, pentru că pana mea, mi-am restartat și, adică mi-am rebootat Windows-ul și nu mai am intro și am zis că poate îl fac înapoi, dar nu știu, sunt așa mai, nu prea aș vrea să-l fac intro. Adică n-am de ce să-i mai pun intro pentru că mulți youtuberi n-au intro, am văzut, m-am uitat la ei, deci nu înțeleg, nu au intro și cu ei mei. Deci doar dau și ei ca mine, ca alții, îi dă direct să înceapă filmarea și gata, o pune, deci nu mai editează, nu nimica. De exemplu, am văzut la canalul lui Lectoratul sau al lui Bercea sau al lui mai mulți, nu pune, vă dați seama, ei nu edită, nu nimica, fac ăsta, fac filmarea, o bagă pe YouTube și gata. Așa face oricine. Dar pe mine mă enervează că mulți spun că, bă, n-ai un intro, nu știu ce. Adică pur și simplu se leagă de tine pentru că n-ai un intro, nu editezi. Păi, bun, eu nu editez, dar YouTuberii mari de ce nu fac? Adică, what the fuck? Cum adică? Eu trebuie să editez și alt YouTuber nu. Nu înțeleg. Deci asta e chestia. Nu înțeleg. Frate, dacă îți place, bine, dacă nu, nu.
Vă dați seama că și un YouTuber mare, bine, unii dintre ei, că nu toți sunt la fel, că mulți pun intro, o ereditează, fac, dar alții nu, știi? Adică, uite, și eu pot să fac ăsta, pac, pac, mă joc aici, vă arăt cum dau în ăștia, și după aia, pana mea, gata, îl pun pe YouTube, s-a încărcat, îi dau un share și eu micuț pe Facebook, pe Skype la prieteni, frumos, și zic, bă, am făcut și eu un episod, știi? Dar se trezește unul din 100 și ceva de persoane, că acum, momentan, am 126 de abonați, și se trezește unul să zică, bă, dar editează și tu, nu știu ce, și ăsta, frate, ce aș edita dacă și un YouTuber mare nu edită pentru tine? Adică nu înțeleg. Și la ăla și dai like și dai și share la ăla. Pentru că de ăla îți place, pentru că face jocuri. Dar cu aia, normal că îți place pentru că face jocuri, aia la ce să te uiți. Și are un calculator mai bun decât mine. Dar uite, și el la început a fost și el, praf a fost. Nu doar eu sau alții. Cam n-ar trebui să ne criticăm, dar văd că trebuie să o faci, știi? Oricum, eu n-am treabă cu nimeni, nu nimica, dar pur și simplu, știi, la un moment dat te enervează că, bă, să editezi și tu. Frate, cum să editezi? Eu mi-s și eu la început, habar n-am cum pot edita, cum îți program, ce programe mi-ar trebui, cum alea, și vii să-mi zici că editez. Păi da, am să editez când am să știu să editez. Deci, aia e tot. Înțeleg că mulți vreți să fie editat și asta, dar dacă nu știu eu ce să fac. Ia să vedem ce level am făcut. Am făcut level 16. Hai să vedem ce avem în inventar. Inventar avem trei de astea. Hai să le deschidem. Așa. Și oricum nu mă mai iau cu astea că sunt cu editatul și... Așa. Deci, o să mă uit acum câte minute am de filmat, pentru că nu o să fac mai mult de 10. Cred că și am mai mult, am 8, hai mai filmez 2-3 minute și gata. Pentru că nu are rost, că dacă fac prea mare, mănâncă viteza asta de internet și nu prea mai are rost. Adică, na, încerc să pui un video pe YouTube și dintr-o dată vezi că îți cade internetul, nu te mai lasă să-l folosești. Și am să mai fac, după ce joc aici, o să fac încă un video în care am făcut episodul cu Drake Mundo. Sper că nu l-am șters. Ok, case opening-ul, adică. Și sper că nu l-am șters. Sper că nu-l mai am. Să nu-l fi șters eu. Așa, hai să dăm aici. Așa frumos. Acum mai vii și mistreții ăștia. Sper să vă fi plăcut acest episod. Eu am fost Capitan Price oficial, numitul Cătălin Jere, adică Cătălin Junior, dar eu sunt normal Cătălin doar. Bine, mai am și alt nume, dar nu vi-l spun. Ha. Și nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like dacă v-a plăcut primul episod în Metin, dacă vreți să mai continuăm, și să dați un share să vadă și prietenii voștri. Cam acesta am fost eu. Vă salut, multă stimă, mult respect. Salutare!